Nici vântul și nici ploaia nu i-a împiedicat pe concurenți să participe la maratonul nisipului. Probele au fost ceva mai dificile și s-au adresat celor care au avut un minim de antrenament. Distanța care trebuia străbătută pentru a obține măcar diploma de participare a fost de aproximativ 11 km. Fostul mare atlet Ilie Floroiu, deținătorul din 1978 al recordului mondial la proba de 5.000 și 10.000 de metri, a dat startul competiției. Eu am alergat două maratoane în viața mea și regret, este unul dintre marile mele regrete, că n-am alergat în 1978 maraton, când eram, zic eu, destul de tare atunci când am stabilit recordurile, dar am zis că la anul, este foarte greu, este foarte dificil și este în același timp foarte frumos. Un maratonist trebuie să alerge între 2 și 3 maratoane pe an. Deci perioada de refacere trebuie să fie destul de mare ca să poți să-ți revii. Că în aparență zici că îți revii foarte ușor, dar este numai o falsă impresie. Participanții la cursă nu sunt sportivi profesioniști. Câștigătorul cursei de 10,5 km la băieți este chiar un dentist. Alerg de 4 ani. Bine, în urmă cu 6 luni am avut o accidentare destul de urâtă și abia m-am reapucat de 2 săptămâni și sunt mulțumit că am reușit să alerg 10 km fără dureri și o să mă țin în continuare, sper, de nebunia asta. Recordul de vârstă de anul acesta este deținut de o persoană de 80 de ani care a ținut neapărat să arate celor tineri că sportul poate fi practicat oricând. O participare destul de inedită. Doriți să fiți un model pentru cei tineri? Da, pentru generația mea și în special pentru tineri aș vrea să fiu un exemplu. Ați dus maratonul până la capăt? Da, până la capăt și am reușit cât am putut. Trebuie să fii consecvent. Dacă nu ești consecvent, indiferent ce activitate faci, nu ai rezultate. La concurs au participat concurențe din 5 țări. Ei s-au deplasat în România de dragul competiției și cu gândul să facă mișcare. Actually, this is my first time. So my record is was like 1 hour and 3 minutes. So, but I am satisfied with that because this is my first time. Yes, and with my colleagues. So I was very happy. Organizatorii se declară mulțumiți de faptul că au reușit să înscrie Constanța pe harta internațională a maratoanelor. Singurul maraton pe nisip care se desfășoară integral pe această suprafață din Europa. Ne bucurăm de participare internațională încă de la prima ediție. Câștigătorii au primit premii în valoare totală de 7.000 de lei, produse și echipamente sportive. Cei care nu s-au numărat printre premianți s-au putut înscrie la tombolele care au avut loc după încheierea concursului.